aș spune că e un punct final a unei munci de aproape un an și ceva, de la momentul în care ne-am consultat cu conducerea și cu profesorii de sport de la Liceul Moise Nicoară, cum dorim și cum doresc dânsii să arate terenul de sport de acolo. Am emis autorizația de construire, ne întâlnim cu constructorul, vom emite și ordinul de începere a lucrărilor și sunt convins că după Paști vor începe lucrările la acest spațiu care astăzi nu arată deloc bine și în mod normal până la finalul anului vom avea o zonă cu terenuri de sport, de basket, de handbal, de volei, de mini-fotbal, cu piste, cu tartan pentru alergat, cu zonă de Wi-Fi, cu mese pentru tenis de masă, cu iluminat nocturn, astfel încât acest spațiu să nu fie folosit doar de către școală, ci în restul timpului să poată fi o zonă de care să se bucure toți arădenii, toți iubitorii de sport și sunt convins că așa cum s-a finalizat acolo podul Decebal, Liceul Moise Nicoară, Bulevardul Dragalina, Cazinou, acum este în lucru și fostul Hotel Park, vom finaliza și această pată deocamdată neplăcută care mai există acolo și toată zona va arăta așa cum trebuie să arate într-un oraș cum e Aradul.